Bun venit! Suntem la Hotel Crown Plaza București și astăzi l-am invitat aici pe Raul, un artist care și-a găsit scopul în viață și se bucură de el de mai bine de 20 de ani. Nu i-a fost simplu, dar a rezistat. Bun venit! Mă bucur bine să te văd! Și totuși parcă încă mai sunt în căutări, încă mai caut răspunsuri. Stai și groza? Uneori încă mai caut probleme la soluțiile pe care le am. Parcă și dacă probleme. Dacă totul ar fi doar în roz, parcă nu ar fi frumos și interesant. 20 de ani au trecut, Raul? Nici nu știu cum și când. Zău așa. M-ai prezentat într-o emisiune foarte frumos ca pe un tânăr care la început de drum porneam la drum cu un bagaj de vise în buzunare. Încă mai am acel bagaj de vise în buzunare. Pe ce ar fi omul fără visele lui, nu? Vise transformate în scopuri, în conștientizarea drumului pe care vrei să-l faci și a direcției către care mergi, nu știu. E ceva, e un parcurs frumos. Și cu multă ambiție, Raul? Cred că ambiția a fost mult mai importantă decât talentul. Serios? Știi că cineva, cineva spunea că cea mai mare calitate a lui Raul este ambiția. Tu ce zici? Eu cred că este nevoie de ambiție pentru că ambiția te motivează și îți motivează dramul puținul pe care îl ai atunci când pornești la un drum. La un moment dat, pornind din punctul A până în punctul B, este nevoie ca tu să te dezvolți, să-ți dezvolți ideea, parcursul. Este nevoie de ambiție, pentru că dacă ai ambiție, reușești să iau de la tine, de la dânsul, de la viață, de la tot ce văd, să-mi îmbogățesc minimum de cunoștințe care m-a ajutat să pornesc la drum. Fără asta nu se poate. Da, e ca și bobul de muștar, credința cât un bob de muștar. Dacă ai, poți să răsturni munții. E adevărat că dacă nu ai acel minimum, dacă nu există puțin talent și puțină sclipire, dacă nu există o stea acolo a ta, cât de mică să strălucească, chiar și ambiția poate fi insuficientă, degeaba, da. Dar eu am avut și cred că am o stea care strălucește pentru mine. Du-te, du-te, du-te și mă lasă, lasă-mă cu dor. Du-te, du-te, du-te când pasă, fără tine n-am să mor. Raul, hai să le spunem telespectatorilor că înainte de a fi Raul pe scenă, Raul era organizatorul ambițios, puternic, de forță, nu? Și descurcăreț. Și acela organizator care a reușit să o lanseze cumva pe Andra. Tu ai fost cel care ai introdus-o în platou la Teo. A spus-o chiar până la Teo. Am avut niște drumuri, un parcurs mai complicat. Dar cum ai cunoscut-o pe Andra? Păi, fiind din același oraș oarecum, Câmpia Turzii și Turda erau despărțite de o stație, hai să zic două stații de autobuz, cu o distanță foarte mică, ne știam unii pe ceilalți. Nu eram foarte mulți, nu eram foarte puțini. Bagajele de vise în buzunarele tinerilor artiști din zonă erau multe, dar noi nu eram mulți și atunci evident că ne sprijineam și ne ajutam. Iar Andra, eu am văzut în Andra încă de la început ceea ce acum vede o țară întreagă și nu doar. Era micuță, nu? Era micuță și avea nevoie de susținere și eu vedeam lucrul ăsta. Și atunci nu mă gândeam că eu vreodată mă voi apuca de cântat. Până la urmă, la mine, despre asta este vorba. Eu m-am apucat de cântat. Eu recunosc cu mândrie lucrul acesta. Puteam să fac altceva, nu știu, îmi plăceau foarte mult limbile străine, în școală am învățat, vorbesc 4-5 limbi străine, destul de bine, spun eu, mă descurc în toate drumurile mele, știi că eu sunt un călător neobosit, sunt atât de mândru când mă duc în Germania și vorbesc în germană, când mă duc în Franța și vorbesc în franceză, dar asta este o paranteză pe care probabil o să o deschid mai târziu. Și mai suntem zilele grele, și mai bune, și mai rele, doar de dragul tău. Ambiția și talentul sunt două lucruri care dacă nu merg mână în mână, la un moment dat drumul se termină, apar frustrări, apar complexe, le-am văzut la alții. Genul ăsta de manifestare și e dureroasă și cumplită pentru ei. Am învățat de la ei să nu abandonez. Niciodată nu am simțit că am uși închise, stăvilare. Am considerat că sunt lucruri pe care fie trebuie să le ocolesc, fie dacă e ușă, undeva trebuie să aibă un geam. Mm-hmm. Întotdeauna am considerat că e... Eu nu m-am văzut niciodată un netalentat. Nu a fost cazul, n-a spus nimeni niciodată. Doar că am înțeles că peste noapte nu se poate ajunge. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Și atunci, într-adevăr, trebuie să sapi.
până să ajung să sap pentru mine, am sprijinit-o, da, pe Andra și nu doar pe Andra, cu ceea ce am știut și cu ceea ce am putut. Știu că am luat-o împreună cu fratele ei noaptea de acasă, fără să știe părinții la un moment dat, așa mi-aduc eu aminte, așa. S-ar putea totul să fie la cune și am adus-o la București, nu împotriva voinței părinților, nu se înțelege lucrul ăsta, și am venit cu ea la emisiuni, sunam, mă rog, eu sunt Rareș Borlea din Tur, dar sunt impresar, așa credeam eu atunci, știi? Așa plăcea să spun, să mă prezint ca să am o formă de intrare. Și am o fată foarte talentată din câmpia Turzii. Nu exista încă internet, nu exista YouTube, nu exista doar puterea de convingere prin telefon. Așa a ajuns Andra la Teo cu puterea convingere. Am sunat-o pe Andreea Godeanu, țin minte cât trece, am spus, am o fată talentată, nu știu ce. Nu cred că pot să-ți dau un răspuns, dacă Teo iese de acord, o să fiu și eu de acord. Și zic, păi, dar trebuie sunată Teo. Am făcut rost de numărul de litere de telefon. Teo la fel. Da, dar nu răspund. Eu de emisiune, dacă vrea Andreea. Foarte bine să vină fata. Zic, da, Andreea vrea. Am avut nevoie doar de confirmarea dumneavoastră. Deci i-am pus în fața faptului împlinit. Eu am venit cu Andra. Cât curaj! Și cu curaj mare și cu un buchet mare de flori pentru Teo. Teo a zis, ia-ți florile de aici, sper că această fată să cânte bine. Și ăsta a fost... S-a prins până la urmă, da, că tu cumva... S-a prins oarecum, dar n-a fost nici... A fost doar o notă de curaj, de ambiție, un tupeu în limitele admise, ca să spun așa. Pentru ea, eu am crezut foarte tare în ea. Dar mai tare decât am crezut în Andra, am crezut în mine. Din roa dimineții, toată dulceața vieții, să te iubească iar. În zilele cu soare, frumoasă ca o floare, să-mi apari în gând. Păi asta în mine, să zic când că... La un moment dat am zis, măi, dar tu de ce nu cânti? Eu simțeam că pot să scriu, simțeam că mă auzeam cântând, zic, ceva e bine la mine. De ce faci tu lucruri pentru alții când poți să le faci pentru tine aceste lucruri? Să știi că eu de foarte tânăr m-am lovit de... Nu e cazul Andrei, deci asta este un alt subiect. De nerecunoștință, nu așteptam recunoștință, dar așteptam să fiu înțeles. Când eu doresc să fac un lucru bun pentru tine și tu nu achiosezi oarecum cu mine, când nu ne întâlnim. Mai târziu, peste ani și ani, m-am întâlnit cu Sava Negram Rudașcu, care la un moment dat, într-o discuție, a spus o vorbă extraordinară. Fac bine oricui vrea binele meu. Și eu mi-am dat seama ce greșeli am putut face la începutul meu de drum, încercând să fac bine cuiva care nu vrea binele meu. Corect. Și atunci am ajuns la concluzia că primul bine pe care trebuie să-l fac este pentru mine. Apoi, după ce mă știu eu aranjat, sufletește, material, cu drumul meu, pot începe să fac bine pentru cei din jur. Și fac lucrul ăsta și sunt bucuros că în jurul meu roiesc oameni care au nevoie de mine, nu depind de mine. Au nevoie de mine și eu vin cu mare drag în calea lor, pentru că și eu am nevoie de oameni. Minunat ce nu spui. Putem trăi singuri pe acest pământ. Nu putem să ne chinem între patru pereți și să ne lăudăm și să fim conștienți că suntem puternici și autosuficienți. Nu există așa ceva. Raul, dar cum ai făcut în momentul în care, iată, fiind la începutul carierei, acum 20 și mai bine de ani, da. Vedeai că unii vor cumva doar să se folosească de tine, să profite cumva, că văzându-te la început, mai vii, mai cânti, lasă că mai vedem noi cum facem cu onorariul. Nu m-am lovit niciodată de lucrul ăsta. Serios? Și bine am făcut. Nu pot să spun că nu am fost pus în fața faptului împlinit în care mi s-a promis, de exemplu, o sumă de bani, am ajuns la eveniment și a spus, noi nu avem banii, te-am sunat pe drum. Te-am întrebat dacă totul este ok, mi-ai spus că totul este ok, da. Am ajuns la eveniment și mi-ai spus că nu este ok, m-ai mințit, da? Mulțumesc, la revedere. Am făcut de două sau de trei ori lucrul ăsta în viață. Și bine am făcut. Nu m-am lăsat călcat în picioare de nimeni încă de mic. Nu pentru că, vezi, Doamne, eram cineva. Nu sunt cineva. Sunt doar un om care are niște principii de seriozitate. Și... dacă eu nu te mint pe tine, nu accept să fiu mințit. Spune-mi, vino și cântă pentru mine, noi nu avem bani, nu te putem plăti, nu... Și vin cu mare drag, nu m-ai mințit, ai fost sincer cu mine. Eu în fața sincerității oamenilor, eu mă închin. Și da, îmi place sinceritatea, îmi place să nu fiu mințit. Îmi place adevărul. Dau nopțile și toate zilele, dau pentru tine vise și amintiri promise. Fără tine nu pot să trăiesc, fără tine și fără
când apare necazul, Raul, ce strategie ai? Că în viața fiecăruia mai cel apar mai și lucru, perioade sumbre. Cel mai rău lucru care mi se putea întâmpla s-a întâmplat anul trecut. Noi filmasem deja emisiunea, s-a întâmplat după. Cred eu că pierderea mamei mele este cel mai sumbru lucru sufletesc care mi se putea întâmpla. A venit oarecum și neașteptat. Chiar dacă era bolnavă, era un soi de boală în care eu credeam că o mai ține pe mama. N-am mai rezistat, nu am mai putut. Vorbesc de mama mea și îți spun că este un om care a muncit 40 de ani într-o meserie pentru bărbați. Mama mea a muncit pentru cei 4 copii ai ei într-o fabrică în care se produceau piese pentru mașini, piese de schimb pentru mașini, pentru automobile, la noi, la Turda. Muncă de bărbat. Și toată viața ei a fost un bărbat pentru cei 5 bărbați din casă. Cot la cot cu tatăl meu, dar mama este mamă, orice s-ar întâmpla. Pierderea ei pentru mine a venit ca un șoc. Eu nici măcar nu... Eu nu am putut să o plâng. Deci s-a întâmplat într-un fel... Nu știu... A fost internat în spital. Doctorii m-au sunat, a spus că nu cred că mai sunt șanse. Eu am sperat, am crezut, am făcut tot ce se putea face. Și tot ce se putea face înseamnă că era o luptă cu sufletul meu, cu dumnezeirea, cu tot ce am crezut eu că se mai poate face. Am plecat la Turda, pentru că acolo era internată, o zi, două, trei. Și mi se părea că, crezând că se întâmplă ce-i mai rău, și mi se părea că merg și stau oarecum în așteptare. Și am zis, nu e bine ce fac, nu este bine ce fac. Și am plecat. Am simțit că pasul pe care trebuie să fac este să plec. Când o fi să fie, va fi. Și doar am plecat din Turda și am ajuns seara la București. Și seara m-a sunat fratele meu, trebuie să te întorci. Am simțit că ăla este momentul în care eu trebuie să plec. Am fost devastat. Nu aveam cuvinte, nu aveam... Dar nu puteam nici să plâng. Eu nu m-am putut exterioriza. Eu nu am putut să plâng. N-ai jelit-o pe mama încă? Nu am putut să... Nu aveam lacrimi. Sufletul îmi era devastat. Țin minte că a fost înmormântare, am îngropat-o și a doua zi eu am cântat în Italia, în Calabria. Nu știam de mine. Eram un fel de, nu știu, un fel de roboțel. Dar vreau să spun că toată această suferință s-a strâns în mine, undeva, în suflet, în creier, în... Și la câteva luni, din nimic, stând doar acasă și uitându-mă la televizor, m-a luat o stare de panică. Un atac de... Eu nu știam ce sunt alea atacuri de... Auzisem expresia atacuri de panică. Dacă nu te confunzi cu așa ceva, nu știu, nu acord importanță. Deci am simțit că mă sufoc, că nu mai am aer, fără nimic. Deci mă uitam, paradoxal, la televizor, la o comedie. Să te uiți la o comedie, să râzi și dintr-o dată să... M-am ridicat, nu mai aveam aer, nu mai aveam... Nu eram singur acasă. Ăsta era un lucru extraordinar. Am urcat în mașină, m-am dus urgent la spital. Tot drumul am simțit că nu am aer și că mor. Zic, Doamne, dar ce se întâmplă? Dar de ce am lucrul ăsta? Am ajuns la spital, mi s-au făcut analize urgent. Aveți atacuri de panică. Zic, dar la ce? Și mi-a spus atunci, aveți cumva suferințe pe care nu le-ați reprimat, aveți lucruri care vi s-au întâmplat și n-ați apucat să le conștientizați. Și atunci eu mi-am dat seama că este vorba de faptul că eu nu am apucat să... Nu ți-ai dat voie, Raul. De ce? Nu știu. De ce fugi? Știu de ce. De ce fugi? Nu am fugit. Mama, pe durata bolii, în cele mai multe din situațiile grave, de exemplu, de cele mai multe ori ajungea la spital și o aflam după 2 sau 3 zile. Nu a vrut niciodată să mă deranjeze. Ea m-a iubit foarte mult. Ne-a iubit pe toți. Toți frații mei au plecat. Eu oarecum am rămas în țară mai aproape de ei, de nevoile lor implicate. N-a dorit niciodată ca eu să știu mai mult decât trebuie să știu. Și n-a dorit ca eu să fiu un om slab, un om care se pierde, un om care nu se poate reculege, un om care nu poate să meargă mai departe. Eu sunt așa pentru că așa și-a dorit mama mea. Dar cu toate astea există firescul, naturalul, omenescul plâns,
e nevoie să faci lucrul ăsta. Da. După un timp, mi-am luat porția de păreri de rău, de plâns, de... Dar nu uit nicio clipă că mama n-a dorit să lase pe lume un om care să-și piardă dramul de talent și ambiția care m-a ajutat ca astăzi să stau față în față și cu tine a treia sau a patra oară. Bine, acum ce se întâmplă, Raul? Mm. Și suferința asta, jalea asta pe care trebuie să o scoți, da, nu, din suflet, e ca un balast, nu, care se adună și mocnește acolo și te poate duce pe marginea prăpastiei, te poate îmbolnăvi. Mama n-ar fi crezut că dacă tu o vei plânge, dacă tu vei suferi pierderea ei, tu îți vei pierde și succesul și aura de îți spun ceva ce bărbat puternic. Nu pot să-mi dau seama cum mama mea, dintr-o pensie, chiar și cu tatăl, dintr-o pensie mică de altfel, nu a reușit, mă rog, și evident că îi mai ajutam eu cu bani, dar bani ca să acopere cheltuieli și să trăiască. Eu nu înțeleg cum a putut să strângă. Mama mea și-a aranjat totul, fără să ceară ajutor copiilor. Mama mea avea cavoul pregătit, totul era pregătit. Absolut totul era pregătit și plătit. Mama a fost o femeie practică. Nu pot să înțeleg din atât, da, de puțin cum ai putut pune deoparte seara astfel încât să nu... N-a dorit să... Deci și asta mama... Că voiam, îți dai seama tu ca și copil... Să fii de ajutor, da. Nu am putut să fac, deci totul era gata făcut. Deci eu nu am putut să... Am cumpărat o coroană de flori. Atât am putut să fac eu pentru mama la mormântarea mea. Totul era pregătit. La mormântarea ei. Da. Raul. Este o poveste care până la urmă, mama a fost o femeie care a știut ce vrea din viață. Am telefonul acesta la mine. Vreau să arăt. O să-mi șterg tot notificările. Nu pot altfel. Tata mi-a văzut, zice, dar de ce ții poza acolo? Îmi face foarte bine. O ai ca fundal? O am ca fundal, e o fotografie pe care eu am făcut-o mamei mele, neștiind că e ultima fotografie, cu mama în ușă la plecare. Era veselă, era... atâta bucurie avea omul ăsta când veneam acasă, atâta bucurie. E ceva... Nu o să întâlnesc niciodată un om mai minunat decât mama. Dar nu mai spune asta. Nu-ți mai crea o convingere care să se învechească în tine? Nu, cel puțin așa simte sufletul meu asta. Păi înseamnă că nu am oameni minunați în loc, chiar am. Dar, Raul, se spune că cea mai mare pierdere pe care o poate suferi un bărbat în viața lui este atunci când mama lui pleacă dintre cei vii. E adevărat. Este o poveste care... Până la urmă, mama a fost o femeie care a știut am telefonul acesta la mine. Vreau să arăt. O să-mi șterg tot notificările. Nu pot altfel. Tata mi-a văzut, zice, dar de ce ții poza acolo? Îmi face foarte bine. O ai ca fundal? O am ca fundal, e o fotografie pe care eu am făcut-o mamei mele, neștiind că e ultima fotografie, cu mama în ușă la plecare. Era veselă, era... atâta bucurie avea omul ăsta când veneam acasă. Atâta bucurie. E ceva... Nu o să întâlnesc niciodată un om mai minunat decât mama. Dar nu mai spune asta. Nu-ți mai crea o convingere care să se învechească în tine? Nu, cel puțin așa simte sufletul meu asta. Înseamnă că nu am oameni minunați în loc, chiar am. Dar, Raul, se spune că cea mai mare pierdere pe care o poate suferi un bărbat în viața lui este atunci când mama lui pleacă dintre cei vii. E adevărat. Dar nu te mai gândi la faptul că niciodată nu o să poți întâlni pe altcineva care să aibă atâta bucurie cât avea mama? Din fericire, felul în care m-a crescut și în care m-a lăsat puternic, da, m-a lăsat și cu viziunea asta clară și bună pentru viață, că sunt suflete și brațe care oricând te pot îmbrățișa și oricând pot fi alături de tine și da, ce crezi? Asta nu e o poveste. Sunt lucruri pe care eu le trăiesc și pe care le simt. Cred eu că mă maturizez, încep să mă maturizez și să mă definesc oarecum ca om și să-mi așez sufletul și creierul în parametrii ăia
nu știu dacă sunt neapărat normali, dar acolo unde cred eu că trebuie și datorită oamenilor din jurul tău, ăia buni, ăia care te înțeleg, ăia care vibrează cu tine. Până la urmă, ce înseamnă, mă gândeam, oare ce înseamnă prietenia asta? Prietenia este, cred eu, e rezultatul nevoii de conștientizare că tu trebuie, că e nevoie de vibrație între noi doi. Dacă nu există o vibrație pozitivă între noi doi, prietenia e doar un cuvânt. E ceva abstract. Un timp irosit. Timpul este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai o carte în mână și abia aștept să fie în mâna mea. Și pentru că tot am vorbit despre mama, uite aici dedicația doamnei doctor Elena Barbu, este o carte interviu cu doamna doctor, da? Care este facilitator de constelații și spune așa: pun această carte la picioarele tale, mamă, și la picioarele tale, tată, cu iubire și respect. Pentru că relația cu părinții noștri în viața noastră este primordială. De acolo pornește totul. Te rog să o citești, o să-ți fie de convins, folos. M-a convins. Eu cred, nu știu dacă sunt, nu sunt un om bisericos. Nu sunt un om neapărat care să fie îndrăgostit de tradițiile și de dogmele bisericii. Asta nu mă face un om lipsit de credință și nevoia, dar cred că există ceva mai presus de noi, de sufletul nostru, de aspirațiile noastre, ceva care ne veghează pașii. Nu ai cum să trăiești fără să fii convins de lucrul ăsta. Chiar dacă nu există, tot ai nevoie de convingerea asta. Părinții, mama și tata, cei care ți-au dat viață și care te-au crescut, de fapt, ei sunt Dumnezeu pe pământ, pentru că ei îți ghidează primii pași. Fără ei, nu poți să înțelegi la vârsta noastră dumnezeirea. Da. Că dumnezeirea, până la urmă, este ceea ce facem noi ca oameni. Ce-ți fac eu ție bun, ce-mi faci tu mie bun. De ce trăim pe pământul ăsta? Doar să mâncăm, să dormim și să ne bucurăm de vacanțe și de... Nu. Așa este, Raul, îmi place mult că vibrezi pe aceeași frecvență cu mine. Poate că acum 2 ani aș fi gândit altfel, dar... Se întâmplă schimbări, nu? Transformări de permanență și să lăsăm schimbarea, transformarea, să ne aducă în punctul în care viața ne vrea cu adevărat, să fim în serviciul vieții. Dar, apropo de cartea asta, uite, vezi, tu spuneai ceva mai devreme despre faptul că mama a plecat și poate sunt lucruri pe care tu nu i le-ai spus. Sunt atâția oameni care se uită la noi și mă întreabă, m-au întrebat și pe mine și desigur pe doamna doctor, ce facem când părinții nu mai sunt? Cum atingem concilierea sau reconcilierea cu părinții? Știi? Câteodată se întâmplă ca un părinte să plece supărat sau poate într-o relație cu proprii copii nu atât de apropiată. E important cum îi primim în suflet. Totul se creează la nivel de suflet, până la urmă. Nu trebuie neapărat să fii fizic lângă mine, mamă, și să mă iei în brațe și eu să cred că tu m-ai luat și în inima ta. Mama te poate lua în inima ei la nivelul ei de suflet, în simțirea ei, în gândurile ei, și tu la fel pentru ea. Ai mare dreptate. Există două lucruri atât de frumoase și de simple. Am fost întrebat: ești fericit? Sau se pune adesea întrebarea: ești fericit? Da. Nu. Sunt. Pur și simplu să fii. Când tu ai un nivel de autocunoaștere bun, când la nivel de conștiință realizezi că e mai important să fii decât oricare altă stare pe care poți să o trăiești în fiecare zi, când realizezi că a fi e mult mai important decât orice altfel îmbrățișezi toate lucrurile. Da, clar, mi-este drag fizic să-mi îmbrățișez mama, dar sunt atât de multe alte valori pe care mi le-a lăsat. Am crescut cu ele, mi le-am dezvoltat, le văd rostul acum. Sunt cuvinte ce dor când de tine mi-e dor, dar și clipe în care sunt doar un fior. Dacă tu ai simțit ce simt eu, mi-ar fi mai ușor. Sunt atât de bogat cu toată învățătura părinților, încât nu aș vrea să spun că nu contează că nu-i mai ai fizic. Ba, contează să ai fizic, dar dacă nu-i mai ai și mergi mai departe cu tot ceea ce te-au învățat, ești definit ca om. Știi ce să faci cu tine. Știi unde începe suferința și unde se termină. Dramul de suferință pe care l-am avut s-a transformat oarecum în conștientizarea faptului că e important tot ce m-a învățat mama. Du-te mai departe cu învățătura asta și da, suferința aia se transformă în niște lecții de viață pentru tine, în primul rând,
și pentru ceilalți. Pentru cine are ochi de văzut, urechi de auzit și brațe de îmbrățișat. Da. Știi că sunt oameni care se uită în momentul ăsta la noi, care n-au avut o relație bună cu părinții, cu mama, cu tatăl, care, știi, se întâmplă în familii. Copiii să nu fie doriți, să nu fie respectați, să nu fie iubiți și atunci ei se revoltă la maturitate și spun cum? Nu e drept. Cum să facă asta? Dar aș vrea să le spunem celor de acasă că totul se întâmplă la nivel de suflet, că dacă poți să accepți că tu faci parte din mama ta și din tatăl tău, atunci mama e cea mai bună mamă pentru tine și cel mai bun tată pentru tine. E adevărat. Revin la o întrebare pe care mi-ai pus-o mai devreme, că se leagă lucrurile. De ce n-am considerat vreodată că am obstacole în drumul meu și de ce nu m-am... Îți spun de ce. Pentru că eu am zis, eu ce faci tu, Rareș, Raul? Tu ești cântăreț și îți scrii cântece și cânti, da? Și ai în fața ta o mulțime de oameni și vezi că te aplaudă. Mai sunt și alții care nu te bagă în seama și care nu te ascultă. Tu ce vrei să faci tu cu tine? Vei fi deranjat mereu de faptul că ăia nu te bagă în seamă sau vei fi bucuros că aia 4-5 te aplaudă? Și am spus așa, eu pentru aia 4-5 voi cânta pentru că le-am stârnit atenția. Nu mă interesează o gloată, o mare, o mulțime de oameni. Bun, e foarte bine să iei. Nu sunt mulți, sunt puțini, sunt ai tăi. Ori te focusezi și faci pe ăia fericiți și îi ții alături de tine și mergi mai departe cu cei pe care îi ai, ori vei avea frustrări și complexe că nu reușești să-i mulțumești pe ea. Niciodată n-am simțit greutate pentru că am zis clar, merg înainte cu cei care sunt lângă mine, în fața mea, cu mine, cei care se bucură de prezența mea. Ceilalți nu contează. Minunată strategie. M-a urmărit toată viața acest gând. Nu l-am citit în cărți, a fost o... Așa am simțit. Așa ai fost ghidat. Așa m-am ghidat. Da. Mi-a prins foarte bine. Ești frumoasă ca o lacrimă. Și dacă soarele ar plânge, nu ar putea topi tot ce pot iubi. Iubirea mea nu se va stinge. Iată-vă, vesel și frumos. Așa, până sus. Eu v-aș lua acasă la mine. Să știi că sunt artiști foarte mari pe care îi cunosc. Așa. Și care încă au această problemă. Și că nu sunt iubiți de toată lumea. Da, și atunci vin eu, deja îmi permit. Bine, sfaturile, clar, nu se dau atunci când nu sunt cerute sau dacă tu nu ai trecut printr-o situație similară. Nu pot fi un exemplu dacă nu ai trăit acel lucru. Și cu toate astea, cerându-mi scuze, eu nu răspund, dar nu este nevoie să te placă X și Y. Sau, uite, pe mine nu m-au invitat acolo. Și ce dacă nu te-au invitat acolo? Ai fost invitat în altă parte? Da. Te gândești că în partea în care ai fost tu invitat, poate n-a fost invitat altul. Nu fi trist pentru unde nu ai fost chemat, fii foarte fericit, fericită pentru acolo unde ești chemat. Noi oamenii, într-un joc astral, omenesc, sufletesc, real, nereal, suntem oarecum plasați fiecare la locurile noastre. Nu? Când înveți să substitui tot ceea ce nu te face fericit cu ceea ce te poate face fericit, mulțumit, la locul tău, vei trăi altfel. Vei trăi cu brațele deschise, bucuros, că poți îmbrățișa lumea asta, cu bune și cu rele. Că tai astfel de frustrări, nu ai cum să fii la locul tău. Da, e adevărat. Și că tot vorbeai de mulțimi de oameni, știu că începe un turneu național. E adevărat? Este. Ia să te întreb, adevărat. Stai așa, la Galați mergi? Da. Orașul meu, da. Natal. Mergi la Galați? La Galați se pare că pe 14 decembrie. Oricum o să afle toată lumea de pe Facebook-ul tău, dacă nu mă înșel, corect? Nu le știu pe din afară. La Vâlcea mergi? Merg la Vâlcea, da. La Bacău? La Bacău nu. La Arad? La Arad. La Cluj? Cluj. Oh, Doamne, deci câte orașe? Oradea, 20 de orașe sunt. 20? Alexandria, Pitești, Râmnicu, Vâlcea, Oradea, Cluj-Napoca, Arad, Brașov. Da, vorba ta, mai bine uitați-vă pe Facebook, sunt foarte multe. Păi și te duci singur în turneul ăsta? Nu, sunt alături de Valentin Samfira, s-a pus muzica ușoară, tânără și muzica populară la fel de tânără. Pe aceeași scenă există și un grup de dans, HC Dance, și ce credeți, în acest turneu îmi lansez cea mai nouă carte a mea, care se numește Celelalte cuvinte, conține atât poezie, pentru că asta îmi place mie să scriu, dar și eseuri în proză despre lucrurile pe care le-am întâlnit și pe care mi-am dorit să le împărtășesc cu voi. Cartea Celelalte cuvinte, în turneul Două inimi,
20 de orașe din România, începând din 7 noiembrie până de Crăciun. Și lista va continua, o să ajung și pe la Londra și pe la... E o toamnă și o iarnă foarte bogată pentru mine și atât mi-e de drag să vin în fața mulțimii și a oamenilor, pentru că sunt spectacole pe bilete și știu sigur că în sală se vor afla oameni care își doresc să mă și să ne asculte. E o satisfacție. Nu mă interesează să fie săli sold out. Da, e un lucru, ar fi un lucru îmbucurător. Nu contează că sunt 5, că sunt 50, că sunt 500, vin cu aceeași drag și cu aceeași deschidere, cu un spectacol foarte frumos, cu efecte vizuale, cu... Să veniți să-l vedeți. Și sărac și bogat, trece viața una, două. Niciun ban din lumea asta nu-ți mai dă o viață nouă. Și sărac și bogat, trece viața una, două. Niciun ban din lumea asta nu-ți mai dă o viață nouă. Raul, tu și cu Valentin. Serios? Păi și Codruța? O lăsați acasă? O lasă acasă pe Codruța? Pe afi scrie și invitat surpriză. Nu suntem doar noi, dar să știi că și Codruța își are locul ei la timpul potrivit. Toate o să fie puse și așezate așa încât să fie foarte bine. Voi aveți o chimie între voi, tu cu Valentina. Am văzut că faceți niște discuții, deci zici că vă cunoașteți de o viață. Pe cuvânt, am avut din start această... Probabil mă se întreabă, dar de ce... De ce, de exemplu, nu te duci cu Mirabela? Că am pus întrebarea asta. Mi s-a pus întrebarea asta, zic, și cu Mirabela am fost atâția ani. Da. Și când am fost cu Mirabela, m-a ținut ceva, dar nu mai vii și cu alții. Oricum, oricum o dai, da, oricum faci, nu îi mulțumește, da. Nu îi mulțumești pe oameni. Am o chimie cu Valentin, măi, dar râdem. Râdem din am orice. Am văzut. Genul copilului tâmpit, căruia îi arezi degetul și el râde. Știi? Deci genul ăsta de relație avem și mă înțeleg foarte bine. Și artistic, eu să și cânt împreună cu el. El a avut emoții, am zis, noi trebuie să facem un lucru pe care nu l-ai mai făcut, să cânti muzică ușoară, dar nu știu, taci în gură că știi. Și o să cânti împreună cu mine și eu împreună cu tine. Hai să oferim publicului un spectacol de prietenie și de bucuria de a fi în fața lor. Că dacă vii, că dacă apare în fața publicului, doar pentru a executa un act artistic, da, oricât ar fi de bun, și lipsește însuflețirea, nu mai există bucurie. Nu vreau să dau un spectacol al perfecțiunii artistice, vreau să oferim un spectacol al bucuriei, al sufletului care crește și are o emoție în timp ce vede ce se întâmplă pe scenă. Dacă nu se întâmplă asta, înseamnă că nu am reușit. Și niciodată nu plec la drum fără să reușesc. Chiar și dacă și mi-aleg astfel, oamenii astfel încât să reușim. Da. Nu cred în eu sunt tare, eu sunt mare, eu... ai nevoie de oameni mereu. Absolut. De Crăciun, de Crăciun, iubirea le face mai bun. Și dacă există chimie, atunci clar, da, rețeta și știi e de ce succes. Mai fac în spectacol, că mă întreb bine și cum se întâmplă lansarea cărții. Așa. Nu avem fițe de mari artiști, sau probabil că un fi mari artiști pe scenă imediat după spectacol, în foaierele, filarmonicilor, teatrelor, sălilor de spectacole unde venim, ne întâlnim cu publicul, să facem poze, să vorbim, dăm autografe pe cărți, pe CD-uri, un fel de meet and greet, ca așa se spune, da, e grea limba română. Ne întâlnim cu voi ca să ne îmbrățișăm, despre asta e vorba. Rețetă de succes, Raul. Da, spunem că, uite, știu că ai pomenit de Mirabela, voi doi ați fost împreună în Israel? Da. Ați fost și acolo, știu că e o comunitate mare. Mirabela m-a dus prima dată de... în Israel. Exact. Mirabela m-a dus prima dată în Israel. Nu știa nimeni de mine atunci și efectiv m-a impus. Eu mi-a fost, bine, m-a impus, avea și un nume. Eu vin cu Raul. Cine este Raul? Este cel care îmi scrie melodii, vin cu el, puneți-l acolo, ții minte că nici nu ceruse prima dată bani pentru mine, știi? Și las că-ți dau de la mine, nu contează. Am înțeles că anumite uși se deschid într-un fel și eu am învățat de la Mirabela foarte mult. Cred. De la Mirabela eu am învățat și ce să fac și cum să nu fac. Meseria asta nu o poți învăța în facultăți. Poți să faci toate facultățile din lume. Meseria asta se învață din mers, lângă oameni care deja au făcut, care deja maestri au puterea exemplului. Da. Uite așa. Cum trec serile de vară, ochii-n ochi când ne privim, ca un cântec de chitară, la fel ca și prima oară,
ne iubim și ne iubim. Ai rămas în relații bune cu, nu, cu comunitatea din Israel. Da, bineînțeles. Ce vești ai, 20 Raul? De ani am fost la festivalul Romaniada. Exact. 20 de ani. 20 de ani am fost. Incredibil. Acest festival. Știu că, am fost și chiar... partea din, din organizare oarecum. În Israel se ocupa Liliana Mare și în România ne confruntam, ne sfătuiam întotdeauna legat de cea mai bună formulă de artiști. Uh-huh. Publicul din Israel este un public educat, un public care a crescut cu valori și cu... el iubește, n-aș vrea să spun generația veche de artiști, dar iubește frumosul și acel gen de artiști care au valoare, dacă vrei, care au... Ai mers vreodată cu teamă în Israel, gândindu-te niciodată. Că ar putea să se întâmple ceva? Niciodată. Și ceea ce vezi că pentru se întâmplă este o țară acum... în război de foarte mult timp. Da. Eu mi-aș dori ca și ce se întâmplă acum să fie doar un eveniment, o serie de evenimente care să se termine cât mai repede. Țara aia tot timpul a trăit cu frică, din păcate, și o țară atât de frumoasă, cu oameni atât de buni. Deci eu nu pentru mine este un miracol să-i văd pe oamenii aia care trăiesc în fiecare zi cu teama că la colț de stradă, în timp ce mergi la alimentarea, te poate lovi un glonț, o bombă și așa mai departe, și totuși ei sunt atât de buni, atât de deschiși, atât de iubitori. Este un... Eu cred că Dumnezeu îi iubește și nu o să-i lasă. Îți mulțumesc tare mult, Raul. Eu să ai succes, să te duci la români așa cum vor ei să te aștepte, ca de fiecare dată cu inima plină de bucurie, și să-i îmbrățișești și să-i porți pe toți în inima ta. Tu ești o bucurie de om și tot ce faci tu ajunge exact acolo unde trebuie. Vă mulțumesc și vouă, să ne vedem la spectacole și aici.